Aceste aspecte vor fi prezentate de către domnul comisar șef Tiberiu Iulian Ivan și a șeful IPJ Sibiu, comisar de poliție Bogdan Maxim, împuternicit șef serviciul poliției rutiere, și domnul subcomisar de poliție Daniel Benchea, împuternicit șef biroul ordine publică din cadrul poliției municipiului Sibiu. Da, mulțumesc, Elena, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Am ținut să iau alături de mine pe doi polițiști cu experiență în domeniul ordinii publice, pe domnul Maxim și pe domnul Benchea, care, deși sunt tineri, iată că au și părul alb deja, și... Dar au, în ciuda tinereților, aproape 20 de ani de experiență și vă vor putea să vă răspundă la eventuale întrebări pe care le aveți legate de interacțiunea polițistului în uniformă cu cetățeanul. În primul rând, aș dori să vă spun că a fost afișat pe site-ul MAI un proiect de lege în dezbatere publică pentru întărirea, privind unele măsuri pentru întărirea autorității polițistului. Acest proiect de lege s-a născut ca urmare a unui răspuns instituțional la o realitate socială reflectată în creșterea numărului de agresiuni îndreptate împotriva personalului MAI. El este conceput pe mai multe paliere și presupune modificarea mai multor legi. Și aș spune aici, m-aș referi la legea 61 pe 91 și la legea 218 privind organizarea și funcționarea poliției. Ca și principale modificări care se aduc la acestor legi, ar fi următoarele. Cele mai frecvente proceduri de acțiune ale polițiștilor, care privesc direct interacțiunea cu cetățeanul, și mă refer aici la legitimare, încătușare, conducere la sediul poliției, se vor introduce, ca și texte distincte, în legea de organizare și funcționare a poliției, respectiv legea 218. Tocmai pentru a fi cunoscute de către toți cetățenii și a le fi opozabile prevederile acestor legi. De asemenea, pentru datorită cazuisticii care s-a înregistrat în ultima perioadă și care devine tot mai frecventă, legea 61 va suferi câteva modificări, în sensul că vor fi introduse trei noi infracțiuni în această lege. Astfel, devine infracțiune împiedicarea polițistului să-și exercite obligațiile de serviciu, referitoare la luarea unor măsuri pentru constatarea săvârșirii în flagrant de infracțiuni sau contravenții, ocrotirea vieții, sănătății și integrității corporale a persoanelor aflate în stare de pericol, sau legitimarea controlului corporal al bagajelor și al vehiculului sau conducerea unei persoane la sediul poliției, ori a altui organ de stat. Pedeapsa propusă este închisoare de la 6 luni la 3 ani. Sau amendă. De asemenea, devine infracțiune întrebuințarea în public de cuvinte, expresii, ori gesturi jignitoare sau obscene în mod nemijlocit la adresa unui organ de urmărire penală sau de ordine publică aflat în exercitarea atribuțiunilor de serviciu și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Și poate cea mai de impact nouă infracțiune care se introduce se referă la continuarea săvârșirii unor fapte prin care se tulbură folosința locuinței locatarilor dintr-un imobil, prin ignorarea avertismentelor lansate de agentul constatator și după aplicarea amenzii prevăzute de lege, care se va pedepsi cu închisoare de la 3 luni sau la 2 ani. Cele mai dese situații se referă la redarea de muzică la intensitate mare în imobile cu destinație de locuințe sau organizarea de petreceri cu caracter privat în spațiul public, în proximitatea imobilelor cu destinație de locuințe. De asemenea, crește sancțiunea pentru refuzul de legitimare. De la amenda cuprinsă între 100 și 500 de lei, va fi o amendă cuprinsă între 500 și 1500 de lei. Toate aceste modificări sunt prevăzute în acest proiect de lege, care se află afișat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, așa cum am spus, este în consultare publică.
Aș dori să mai fac mențiunea că toate prevederile din această lege au fost armonizate sau sunt armonizate, toate aceste propuneri, cu legislația europeană. Este o expunere de motive în acest proiect de lege, în care se prezintă și faptul că toate aceste măsuri sunt prevăzute în legislațiile europene. Deci nu este nimic nou, doar că aceste măsuri polițienești au fost introduse sau urmează a fi introduse în legea de organizare și funcționare a poliției, așa cum este în toate statele europene. Mă refer aici state cu tradiții vechi, democrație, Austria, Elveția, Germania, Franța, Belgia și inclusiv țările nordice au astfel de prevederi în legile de organizare și funcționare a poliției. Sau a Ministerului Afacerilor Interne, diferă de la caz la caz. În principal, cam astea sunt cele câteva aspecte pe care am vrut să le prezint. Dacă aveți întrebări sau dacă considerați că ar trebui să mai spunem ceva, nu știu, colegii mei vă pot sta la dispoziție cu, nu știu, poate exemple, poate... Dacă ne puteți spune, dacă la Sibiu au fost polițiști agresați în timpul misiunii, dacă au fost cazuri grave, cât au fost, dacă au crescut în ultimii 10 ani, de exemplu? Au fost, sigur, și la Sibiu câteva cazuri de ultraj, o medie așa, ultrajelor pe an săvârșite împotriva polițiștilor, mă refer la cele care sunt cu acte de violență, nu doar, nu numai la cele... prin întrebuițarea de injurii, amenințări. O medie așa este cam de 4 ultraje pe an, 3-4 ultraje pe an. Sigur, față de anul trecut a crescut un pic numărul de ultraje, de la 2 la 5, să spunem, în acest an înregistrate. Ultimul și cel mai mediatizat fiind cel de la Slini, pe care toată lumea a luat la cunoștință și a văzut care a fost speța și care a fost urmări. Domnul Bogdan Maxim și Daniel Berechea provin din structurile cele mai expuse în stradă, serviciul rutier și ordine publică. Ei sunt cei mai expuși sau polițiștii din ordine publică, de la ordine publică și rutieră, vor resimți cel mai mult aceste modificări legislative. În cazul în care, nu știu, doriți... Și pe mai probabil ne va ajuta cel mai mult. Poate ne și spuneți cum este o zi din viața unui polițist la ordine publică și care sunt cele mai grele momente ale acestei meserii. Deci o zi din viața unui polițist la ordine publică de regulă nu seamănă cu cea dinainte sau cu cea de după. Tot timpul există elementul de surpriză, evenimentele care se pot succeda într-o zi diferă, și un polițist să fie pregătit. Iar aceste măsuri care sunt prevăzute în propunerea legislativă sunt tocmai pentru a preveni de a se ajunge la un ultraj. Inclusiv prinderea celor 3 infracțiuni în legea 61, iar cea de-a treia, respectiv continuarea săvârșirilor fapte prin care se tulbură folosința locuinței locatarilor dintr-un imobil, avea un impact care eu consider destul de mare pentru a elimina acel disconfort care îl creează celorlalți locatari. Persoana care sună la 112 și reclamă o tulburare liniștii publice prin muzică, asta diferă. Polițistul poate să meargă la fața locului, iar cel care săvârșește fapta înțelege despre ce e vorba, sau reduce volumul, după pe care polițistul îi dă drumul din nou. Iar când se reîntoarce, e posibil să găsească ușa închisă, ar vrea să mai răspunde nimeni. Și atunci, putând ne încadra la această infracțiune, cred că vor scădea aceste cazuri la noi. Mulțumesc! Știți foarte bine că am avut în Sibiu de multe ori și chiar dumneavoastră ați scris despre nunți, botezuri în spațiu public, de-a dreptul, cu blocarea unor căi de acces și așa mai departe. Până în acest moment, pedepsele prevăzute reprezentau doar niște sancțiuni contravenționale, și era foarte greu să iei măsuri legale, vorbesc, împotriva celor care produceau aceste evenimente.
sigur, se va ajunge la infracțiune în măsura în care persoana respectivă nu înțelege, dar asomarea organelor de poliție să înceteze cu aceste măsuri și după aplicarea unei sancțiuni contravenționale în cadrul. Deci se va lua gradual această măsură. Dacă se poate și pe linia de poliție rutieră, cum este? De obicei, polițiștii rutieri sunt foarte expuși, oamenii devin recalcitranți. Mulțumesc pentru întrebare. Sunt expuși polițiștii rutieri la actele probabile pe care participați la trafic le pot săvârși împotriva lor. Din fericire pentru noi, suntem un județ care nu înregistrăm probleme deosebite pe această linie, în principal datorită condițiilor sociale care se cunosc în zona noastră. Au fost situații pe care le-am gestionat potrivit prevederilor legale, fără a pune în pericol nici integritatea polițistului, nici a participantului la trafic. Au fost situații în țară care au fost intens mediatizate în ultima perioadă de timp cu conduite reprobabile, spun eu, a anumitor participanți la trafic. Ele se produc în principal datorită consumului de alcool al acestora, împrejurare în care, firește, discernământul, rațiunea subiectului respectiv este puternic alterată. Vă repet, nu am avut astfel de probleme deosebite în ultima perioadă de timp. Legea, proiectul de modificare a actului, a cadrului normativ prevede împrejurări concrete în care se poate lua măsura încătușării subiecților sau posibililor subiecti ai unor infracțiuni, astfel încât prin luarea acestei măsuri legale, posibilitatea de a crea pericol este puternic diminuată. Care este cel mai des întâlnit motiv pentru care un subiect devine violent? Alcool. Pe amândouă paliere, și pe ordine publică și pe circulație. Deci consumul de alcool creează probleme. Și ca și spețe, la intervențiile de parte de ordine publică, la scandaluri create în diferite localuri sau chiar în stradă, întotdeauna prietenii celui care, așa, sau cunoștințele sau grupul din care face parte, intervine și încearcă să împiedice polițistul să-și facă meseria. Asta este o problemă. De regulă.